mulțumim pentru aplauzele dumneavoastră, care sunt cea mai bună recunoaștere pentru ceea ce s-a întâmplat aici. Vreau să le mulțumesc artiștilor, vreau să-i mulțumesc maestrului Marius Dragomir, pe care o să-l invit să vă spună câteva cuvinte, pentru că se face vinovat de această emoție aparte, creată datorită acordurilor muzicale compuse de domnia sa. Sunt realmente emoționat, am și întremură vocea. Am văzut niște copii care au muncit foarte mult. Felicitări copiilor mari, copiilor mijlocii și copiilor mici. A stricat, dacă aș spune prea multe. Sunt onorat și la mai mare. Vă mulțumesc frumos că ați lansat pe muzica mea. Zmeul și domnița cea de nea, acum la final, spectacol de balet, bazm românesc original în conceptul lui Dorin Mirea, coreografia Dorin Mirea, tatăl unui copil Teo, un copil special, un copil minunat. Și dați-mi voie să vă spun distribuția tânăra, Cristina Popa, domnița cea de nea aici lângă mine, o mămică remarcabilă, Emilia Mirea alături de Dorin Mirea, o familie de excepție, părinții unui copil extraordinar. Zmeul, iată și zmeul, bineînțeles, nimeni altul decât Dorin Mirea, iar baba și în același timp zâna satului, Ecaterina Pavel. Și nu în ultimul rând, copiii participanți, cursanții clasei de balet din cadrul liceului Victor Jinga. Dacă uitați-vă la ei cât sunt de frumoși și cât de talentați sunt, Emilia, dacă vrei să spui două cuvinte ca mămică a unui copil special, pentru că așa am început eu, chiar două cuvinte. Da, bună seara! Foarte mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Pentru cine nu mă știe, sunt mămica unui copil special, sunt soția zmeului. Și mă bucur foarte mult că ați înțeles acest mesaj, dincolo de faptul că am încercat să încununăm un sfârșit de an și școlar și de balet. Eu spun că totuși e și un început pentru copiii noștri care... Poate încă nu înțeleg ce înseamnă un spectacol, dar cu ajutorul dumneavoastră sper să reușim să-i aducem chiar pe scenă. Atât am avut de spus, vă mulțumesc foarte mult și sper să mai veniți la spectacolele noastre. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim mult! Să dea Dumnezeu să ne întâlnim mereu cu astfel de oameni minunați. Întotdeauna am spus că această linie de demarcație între scenă și sală n-ar trebui să existe, pentru că toate inimile în această seară au bătut la unison, pentru că cu toții cei care ne-am aflat aici am înțeles mesajul acestui moment și de aceea dați-mi voie să le mulțumesc încă o dată în final atât celor de pe scenă, cât și dumneavoastră care vă aflați acolo, pentru că sunteți minunați, pentru că suntem împreună pentru a susține o cauză nobilă. Vă doresc o seară frumoasă și vă mulțumesc pentru că ați fost aici.